Ministrul Rafila a venit zilele trecute și a prezentat țări întregi o listă neagră de 6 spitale din Alba, din Arad, din Brașov, din Ilford, Constanța și Gerota din București, care au fost scoase de la finanțarea din PNRR, printre care și Constanța. Spitalele care au alergat mai încet au fost cele 6. Asta era întrebarea. Taie din pix fără niciun, fără nicio bază factuală corectă, unele proiecte care nici măcar nu erau în întârziere. Spitalul Constanța a fost pe locul 8 din 27 cu 87 de puncte. Vă mai amintesc că suntem la 5 luni de când am semnat contractul de finanțare și mi se pare extraordinar de absurd să vii să ne spui că suntem în întârziere. Și ce s-a întâmplat? Nu au demarat procedurile de licitație. Nu există așa ceva. Sunt 4 etape. Depunerea de oferte, evaluarea tehnică, evaluarea financiară, deliberarea, adică aflarea câștigătorului și atribuirea contractului. Deci noi suntem practic în etapa 4. Pe lângă serviciile acestea de proiectare și execuție, Consiliul Județean este și la finalul procedurii achiziției serviciilor de supervizare. Vreau ca toată lumea să înțeleagă că fără un supervizor, lucrurile nu pot începe. Parcurgând toate proiectele, cred că am identificat un singur județ în care această achiziție de supervizare a fost demarată. Am solicitat o audiență la ministru, am protestat acolo. Nu mai are ce căuta domnul Rafila în calitate de ministru în județul Constanța. Îi pedepsește pe toți acești oameni pe care noi îi reprezentăm astăzi și le strigăm revolta doar pentru motive politice. Am formulat, după cum știți, acea moțiune simplă împotriva ministrului Rafila, în loc să vină cu un tabel prin care să ne arate, uitați, oameni buni, am scos aceste 6 unități spitalicești pentru următoarele motive. Din 27, acestea erau pe ultimul loc și așa mai departe. N-a venit cu astfel de explicații, de unde rezultă foarte clar că nici nu există aceste argumente. Constanțenii au fost lăsați ca de multe ori, de prea multe ori, la coadă și au bătut joc în mod odios, aș spune, de constanțeni. Noi am reușit să facem rost de sursă de finanțare, inclusiv pentru acest proiect. Lideri politici, locali, din PSD, PNL, nu se bat pentru a păstra această sursă de finanțare. Adică să fii parlamentar PNL sau PSD de Constanța, să afirmi toată ziua bună ziua că ești reprezentantul constanțenilor și să nu fii în stare să mergi să bați cu pumnul în masă unui ministru care staie din pix de pe listă. Chiar cred că dacă PSD, PNL băteau cu pumnul în masă la București, nu se tăia această investiție din PNRR la Constanța. O lucru ăsta nu s-a întâmplat. Domnul Stroie, domnul Huțucă par foarte resemnați cu această idee și într-un fel mulțumiți doar la promisiunea că, domne, poate o să obținem finanțare dintr-un împrumut. Nu suntem la grădiniță să mergem de mână cu domnul Felix Stroie, ne și stă bine așa să mergem noi împreună la... N-avem nicio treabă unii cu asta. Sincer, este interesul constanțenilor. Noi avem o poziție foarte clară pe acest subiect, aștept de la ceilalți să aibă o poziție corectă față de constanțeni. Dar câtă vreme ei sunt aliniați cu toții și exprimă și public că e corect că s-a șters Constanța de pe listă, eu ce să fac, să iau cu forța, să-i duc la București?